întrebarea anului 2022, oameni buni, au haterii dreptate cum că vloggerii de-al de mine, mă rog, eu nu, că nu prea fac mulți bani, dar de-al de din ăștia mai mari, cum ar fi Selly, dacă cumva se închid toate platformele de socializare, oare au ei ce să facă ca să mai câștige bani sau mor de foame? No, bine, asta o să vedem acum pe acest videoclip al lui Selly și anume Gunuier pentru 24 de ore cu Theo Rose la muncă episodul 4. Bă, ideea este că am văzut mai mult prin străinătate, în Germania se practică chestia asta. Cam orice YouTuber puțin mai mare are un canal de reacții în care reacționează la cam tot ce se mai întâmplă pe YouTube, pe YouTube-ul nemțesc. Așa că vreau și o să fac asta, vreau să reacționez la ce se mai întâmplă pe YouTube-ul românesc. Vreau să văd, de exemplu, cum este videoclipul ăsta lui Selly. O să fiu puțin critic, o să-mi zic părerea și o să vă uitați la mine cum mă uit la videoclipul lui, bineînțeles. No, bună, deci, practic, bineînțeles, da, bine, n-am să mai zic bineînțeles că deja e prea mult. O să-i dăm și un like, sunt deja abonat, bineînțeles. Bineînțeles. Și da, practic, hai să vedem. M-am uitat deja la cam 2 minute și am zis că, bă, hai să facem reacție. De ce nu? E șmecher. Hai să vedem. Sunt aici cu Costi, Max și cu Theo Rose. Și astăzi suntem bunăieri! Perfect. Bine, bă! Cam sparge timpanele, omul meu. Dacă de mâine am rămâne fără subscriber, fără follower și fără cameră de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, mai ales TikTok-ul, am fi în stare să facem mari ceva, sau așa cum spun haterii, am murit efectiv de foame. Bă, în cazul în care vă întrebați, practic, Selly cu aceste videouri vrea să dea dreptate haterilor că ar muri de foame dacă s-ar închide totul, pentru că de fiecare dată e praf. De fiecare dată, frate, nu știu cum reușește, dar mă mir că videourile astea prind foarte bine. Deci Gigi Selly, maker. Dar da, cam de obicei nu prea le are. Astăzi, fraților, o să facem o meserie fără de care viețile noastre ar fi mult mai murdare și mai nefericite. Adevărat. Și pentru că Bucureștiul ăsta are nevoie de cât mai mulți oameni care să-l mențină curat, astăzi am nu 1, ci 2 invitați speciali. Primul dintre ei, un prieten foarte, foarte bun de-al meu, care a făcut filmele 5Gang mult mai amuzante. Îl știți deja, nu mai are nevoie de nicio introducere. Costi, bă! Am ieșit să-mi bag, am cablurile băgate într-un din ala, bă, alb, în care le prinzi gen de perete, nu știu. Uite ca ăsta de aici, nu știu cum se cheamă chestiile astea, mă rog, și am dat cu degetul, i-am luat capacul, vai de capul meu. Costi! Am văzut ce am găsit. Unde ai găsit? Îmi place că în titlu o zis cu Theo Rose, dar de ăsta, de Max nu-ți nimica. Aici, mă, n-ai treabă. A, bă, așa rău, Costi. Eu plec cu ceva acasă, n-am venit degeaba. Hai să ignorăm un pic acest moment. A doua invitată este o fată și mulțumim foarte mult. Puțin cringe. Puțin. Că a avut curajul să se bage în treaba asta care, în mod normal, este de băieți. Doamnelor și domnilor, unica inegalabilă, Theo Rose! Ce faci, băieții? Ești pregătită? Mă bucur că am putut să mă alătur acestei operațiuni și că pot să fac astăzi parte din această grupare organizată deosebit de periculoasă. Sunt multe gunoaie în țara asta, da. Da, multe gunoaie, trebuie să le curețe cineva. Hai să vedem dacă putem să facem față sau nu. Să trăiți bună noaptea, aș putea spune, și îmi pare bine, am venit de... Bună noaptea, aș putea spune, care-i faza, Selly. Bună noaptea. Omul meu, frate, se uită și el, like, îl vede pe ăsta aici cu ochelare ăștia, pe Selly care zice bună noaptea și Theo Rose cu unghiile făcute. O venit să lucreze, să muncească, bă, să facă pe gunoierii. Dimineața să începem în forță, munca, să fim serioși. Vedeți că ați întârziat, treaba să începem la 5:30. Da, ne pare sincer rău, chiar ne pare rău, nu știam asta. Iertați-i că ei nu prea știu cum munca, sunt băieți. Și am o propunere, dacă tot nu prea vă pricepeți, eu să vă coordonez astăzi, practic să fiu șefa, ce ziceți? Ok. Nu știu. Îmi place reacția lui Selly. Theo Rose spune, bă, hai să fiu șefa, și el, bă, ok. Nu-i ca și cum... off-camera, o zis, pă, fiți antene, ne ducem acolo și tu, uite, spunem așa, bună noaptea, am întârziat, nu știu ce, și uite, Theo, tu trebuie să spui că, bă, eu am să vă coordonez, am să fiu șef, acolo cum ai venit cu unghiile făcute, adică știai că nu o să faci nimic astăzi, doar o să aduci câteva vizionări și, deci, așa facem, da? Și îmi place cum au făcut scenariul, mă rog, oricum, e fain video-ul, adică... Eu cu rolurile astea nu-mi plac toate videourile de genul și chiar m-am uitat și în particular, așa, în privat, fără să fac reacție, bineînțeles, și, bă, sunt... Culcat! Culcat! Bun că și-a rolul serios. 4 cu rolurile astea, 5, 6, ai văzut dacă ești obraznic? E un domeniu în continuă creștere, cu provocări în fiecare zi, în continuă schimbare. Ce să mai zic, că nici nu m-am culcat bine, că m-am și trezit. La ce oră te... Mare schimbare, frate, mare schimbare. Nu știu ce să zic, bă, dar în România nu prea se schimbă nimica cu gunoaiele, cu gen... Odată am fost, când am fost în România în concediu, ne-am oprit și noi frumos pe marginea drumului, să ne pișăm în pădure, știți cum zic, să una alta, să ne golim rezervorul, cum s-ar spune. Și erau efectiv acolo vreo 5 saci de gunoaie, efectiv aruncați așa în pădure, like... Bineînțeles, nu este vina celor care muncesc în domeniu, bineînțeles că nu asta vreau să zic, dar am vrut să îmi spun opinia, practic. Uitați-vă și voi ce tricou blanau sau bluză zici că e cu Bitcoin. La ce oră te trezești? Păi m-am culcat la ora la care te-a zis domnul că trebuia să fim aici. Ah, ok. Nu mi-am dat seama că... Da. Adică din aur, cum ar veni. Cum crezi că o să te descurci? Bă, eu cred că o să mă descurc bine, adică eu sunt obișnuit să întâlnesc gunoaie în viața de zi cu zi, așa că această incursiune în mediul deșeurilor... Cum te-ai urcat acolo, mă, mâncheți? Bă, n-ar trebui să fie ceva prea nou. Stați așa că vine reclama, stați numai puțin. Hai, băgăm bani în buzunarul lui Selly, bă. Hai că da, ok. Urban. Salut. Șmecher. Bă, ești nebun, s-a teleportat și omul meu acolo în fundal în aba, nu? Bă, uite că era. Ok, da, ok. Hai că am întârziat! Un gunoi! Care-i faza cu masca? Sunt obligați să mai poarte masca? Chiar nu-mi dau seama. Sunt obligați sau o poarte ei pentru ei? I mean, știți ce nu înțeleg eu? Acum s-a scos asta, o obligația de a purta masca prin magazine și una alta, cel puțin în Germania, nu știu dacă și în România. Bine, în România s-a scos de mai de mult. Păi nu înțeleg pe ăștia care încă poartă masca, dar care o poartă sub nas. Înțeleg, dacă vrei să porți masca pentru tine, să protejezi, ok, o porți frumos, elegant, bam, bam, știi, îți pui masca ca să te protejezi, hai, să zicem. Bă, da, pe cine mai păcălești dacă o porți, uite așa sau așa? Gen, de ce o mai porți? Mă rog, acum nu mă iau de șofer, pentru că poate este obligat și habar n-am vrea numai să păcălească pe cineva, pentru că... Vă dați seama, nu poți stai o zi întreagă cu masca așa și... Da. Persoane din serviciul salubrității publice care ridică periodic gunoiul depozitat în curți și pe străzi. Noi n-am făcut asta niciodată, însă încă de dimineață era cert că treaba nu mirosea bine. Acum, na, Theo era cea mai fericită, că na, ea stătea în față, departe de elemente, să zic așa, departe de putoare, ne-am luat inima în dinți și am pornit pe urmele gunoiului. E nașpa iarna, mă, dar vara mie îmi convine așa. Unde, mă, și cum miroase asta vara, te omoară, bate vântul direct în gură. Nu, dar zic așa, când eu zic cu soare, merge, stai aici în spate, dar te uiți și tu pe partea asta, da. nu respiri în asta. Mai aveți o domnișoară, o noroc în chiule, te-am pupat. Sunteți bine subalternii mei. Bă, ce ți se pare mai... Bă, mai bine de Costi, pentru că dacă ești dreptaci, practic, de obicei te ții cu dreapta. Bine, poți să te ții și cu stânga, ceea ce ar trebui probabil și el să facă ca să se uite în cealaltă parte. Dar, da, e mai bine de Costi pentru că stă partea oarecum din exteriorul gunoiului, să zic așa. Dar nu înțeleg de ce, uite, din nou Selly poartă masca, like. Întreb de ce în momentul ăsta, când oricum sunt aici, probabil ca să nu simt mirosul, da, are logică. Fii atent, gunoier sau să cureți WC-uri publice. Bă, n-am... Îmi place că zice, practic le dă peste nas la toți ăștia care, la toate persoanele care au acest job. Deci, bă, ce crezi că e mai de căcat? Să cureți WC-uri publice sau să fii gunoier? Bă, să fiu sincer, cred că să fii gunoier ar fi mult mai ok. Gen, da. Poți să găsești niște comori, dar aș prefera gunoier că te mai plimbi, așa WC-uri, vezi aceleași WC-uri, vezi, da, așa. Care crezi că o să fie cea mai nasoală parte la meseria asta, Theo? Mirosul. Eu sunt un pic sensibilă, mi se întoarce rânda din când în când. Da, asta e, o să mă suport de la atâta gunoi și atâtea mirosuri, ce vă mai un pic de vomă. Adevărat. Băi, pe lângă mirosul absolut împuțit, eu cred că o altă problemă pe care o să avem este faptul că eu am o hernie de disc. Și băi, nu prea pot... Selly face reclamă la Nike. Să car greutăți și cred că tomberoanele alea sunt destul de grele, că românii produc foarte mult gunoi. În general îi pun într-un singur tomberon, nu sunt cu reciclare selectivă cu nebunii și va trebui să cărăm mult, adică asta cred că va fi problema. Cum credeți că se vor descurca copiii ăștia cu care lucrați astăzi? Sincer să fiu, sunt prea... Foarte rău. Foarte rău. Tine, nu știu dacă se descurcă, vom vedea. Au mai lucrat fete așa pe mașină până acum? Da. Se lucrează, nu? Da. Deci nu e o problemă. Da, da. Primul tomberon, băieți, ia să vedem. Să lucrează, Theo, să lucreze, Theo, de o să rupe. De o să rupe, de o să rupă. Șmecheră, Theo, bă, ce să zic. Bun, fără talent. Și acum hai la loc, nu? Jos. Jos. Care din voi să hai, bă, hai, bă, Selly, degeaba porți masca aia FPP2. Mai bine. Eu. Ei, hava, ce să... Eu vă dați seama. Păi... Știți că sunteți într-o competiție. Da, 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 eu sunt șefa lor. Am zis. Mi-a plăcut. Știți că sunteți într-o competiție. Și Theo e la modul, da! Și Costi, da? Eu îi coordonez, deci eu trebuie să mă descurc cel mai bine. Dacă eu mă descurc bine și voi vă faceți treaba, cred. Dacă nu, da, oricum pun biciu. 4K! Abia acum am văzut. Ce pe voi, aia e. Eu am auzit, da. Se aude. Se aude. Bă, leu, deja se blochează că am băgat în 4K, ești nebun? Da, de umblă vorba. Mă duc să văd dacă își fac treaba corect. Ce ai zis? Bă, pe bune, bă, că se blochează. Muncim cu drag și... Îmi bag picioarele, frate, bag. Bag full HD, bag full HD, ce să fac? Bă, ne descurcați? Păi, era doar un tomberon, gata, ăsta e singurul? A, gata? Hai, la treabă. Băi, alo. Seamă că mai vedem și eu, domnul. Nișoare, treci la treabă, Costi, Max, ia uite-l, s-a uitat după gagici pe stradă. Îi făcea acolo, nu o să facă treabă, i-am dat un șpiț. Treci la treabă, putoare. Băi, prindeți-l, mă, cum trebuie, mă. Bagă-i buza aici, să-l prindă de buză, ca la pește. Știi ce zic? Ne-am dus, Selly, bagă-l. Așa mai bine. Bă, să mor de nu, cred că deja îi pare rău lui Selly că o chemat-o pe Theo. Bă, rău mișto. Ne-am dus! Băi! Stați puțin, nu vă grăbiți. Am încurcat și trafic cu toate. Scuze, gata, mă. Scuzați, ia. Hai. Ia, băieți. Hai, mă, tată, mă. Nice. Lucrătură. Lucrătură. Ce, sunteți sensibili la miros? Nu, bă, dar poate te băgăm aici. Hai, ne vedem la următoarea. Dar știți că noi nu suntem gunoieri. Gunoieri sunt aia care fac gunoiul. Noi adunăm după ei. Exact, noi suntem... Corect, corect, frumos. Suntem tehnicieni. Agenți de salubrizare. Da. Uitați-vă la fața lui Theo când o zis tehnicieni. O fost chiar la... Stai, ce? Tehnicieni? Agenți. Gunoiul. Noi adunăm după ei. Exact, noi suntem tehnicieni. Agenți. Exact, noi suntem tehnicieni. Agenți de salubrizare. Agenți de salubrizare publică, bravo. Așa, așa. Țin minte că până la faza asta am văzut. Cred că, da, ok, de fapt am văzut 6 minute. Destul de mult de videoclip am văzut deja. Aoleu, stați că vine reclama. Nu reclama, bă, nu reclama. Uitați-vă la fața la domnul ăla din stânga și din dreapta. Adică practic la amândoi. Aoleu, 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 reclama vieții. Fiți antene. Cum se prinde acolo? Efectiv. Bă, eu nu înțeleg. Efectiv. Uitați-vă la el, săracul. Și șoferul. Aoleu, cât mai pleacă, bă, asta odată. Aoleu, mamă. Da, 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 îmi place, bă, da, 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 îmi place. Bă, eu nu înțeleg cum se prinde acolo. Stam așa. Oricum ăsta e un exemplu, nu ai reciclat nimic, domnul care aveți gunoiul ăsta. Deci explică și mie cum se pune. Vezi, are buza asta și eu bagi aici așa. Sincer, se pare culmea, frate. Adică, nu știu, știu că în unele orașe sau habar n-am, unele zone a României se și reciclează, gen sunt mai multe tomberoane. Ar trebui să fie unul de hârtie, unul de gunoaie, gen de, nu știu, bio. Unul de plastic și da, ar fi mult mai ok, da, acolo arunci totul la un loc, sticle cu hârtie, cu mâncare, na. Nu-i prea... Eu mă pricep, mă, că într-o viață anterioară am lucrat în domeniu. Stai că n-a căzut tot, să-i dau 2-3 capace? Dai un pumn. Mai ridică-l puțin. Gata, 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 s-a dus, s-a dus, s-a dus. Dar v-a fost vreodată rușine cu meseria asta? Nu. Nu, nu. V-ați simțit vreodată? Bă, de ce ar fi... Păi cam nasoală întrebarea, bă, nu știu ce să zic. Gen, ar trebui teoretic să fie de la sine înțeles că nu le-a fost rușine, pentru că nu este nevoie să-ți fie rușine, mai ales șoferului, pentru că el e pur și simplu șofer. Hai să zicem la domnul ăsta din dreapta ei chipurile, însă mă îndoiesc că eu a fost, mai ales pentru că este un job super, gen avem nevoie de oameni de genul, înțelegeți? Și deci, da, da. Fată rușinat că faceți chestia asta? Nu, e, nici n-ar trebui. Cred că mai rușine eu a fost costat cu tine în mașină și eu, în timp ce cântai, nu glumesc, glumesc, îmi pare rău, sunt cam rău. Deci, sincer, n-am nimic nici cu Theo Rose, nici cu nimeni, chiar îmi place cum cântă, fac și eu puțin mișto. Mamă! Asta? E, nici n-ar trebui. Și v-a fost vreodată rușine cu meseria asta? Nu? Nu? Păi nici n-ar trebui, ce... No. Mamă, Theo, îmi place, pui osul la muncă, frumos. Asta înseamnă, băieți. Le-am spart gunoaiele la oamenii ăștia. Pe ce poziție îl vedeți cel mai bine pe Selly să muncească aici? La sortare, la mătură, la tomberoane, pe mașină, șofer? Eu i-aș recomanda să lucreze pe partea de... La demisie, să-și dea demisia. De conștientizare și informare. Cu toți clienții, de la cei mai mici, de la copii tinere, dar până la cei mai mari, despre partea de colectare separată, de reciclare, de protejarea mediului. Ia, stați așa, stați, nu, lăsați că aveam asta. Cum să nu, veniți aici. Dați-le la noi, doamnă, dați-le la noi, tu una. Să rămâinile. Să crești mari. Hai, tată. Să crești mare, să crești mare, băiete, să crești mare. Stai așa. Iar că vine Selly. Oh! Credeți că o să mă vedeți în ipostaza asta vreodată? Haide, vreți să veniți cu noi? Mai e un loc liber aici. Hai, vină cu unde te duci, Și-a văzut idolul. Ia, dă-i tu aici. Dă-o încoace. Ia, vedeți, navă spațială, băieți. Hai, și-a plecat. Ziceai tu de sporul ăla de rușine, dar un spor de loialitate, cred că rămân aici, după videoclip. Ce? Cum să rămân aici? Rămân, mă! Așa mult îți place? Eu sunt ok, mă! Eu vreau să văd și la final ce ne dă și nouă după ziua asta. Știi ce zic? Că... Te plătește Selly, băi, stai liniștit. Până la urmă, de asta muncim. Acum să vedem. Oare trebuie facultate, mă, pentru treaba asta? Bă, nu, dar școala vieții trebuie. Bă, școala vieții cam trebuie. Ia, stai așa. Okay. Invers cu totul? Așa, a, ok. Fața, mă, da. Da, mă, Costi, ce să fac? Uite, bă, să le jărtii la înșel. Seară și băieții ăștia sunt cam înceți, așa. Ai, de mă! Vreți să mă ajutați să fac ceva? Să-i lăs... Bă, își intră foarte bine Theo în rol. Să mor de nu, deci chiar e villainul acestui videoclip. Sincer. E genul ăla de tip extrem de enervantă, bineînțeles rolul. Să mă pic în urmă, să facă și eu un pic de mișcare, că văd că sunt cam obosit și poate își mai revină. Îi dăm, haide că așa, la treabă nu, la muncă nu. Bă, stai, bă! La muncă nu am timp, șerpilor, la muncă cu voi! Vino, mă, încoace! El a ajuns, Selly nu prea. Na, farse la locul de muncă, ce să-ți povestesc eu, foarte amuzant. Lasă că-ți întorc eu. Oh, bă, ești nebun. Apropo, da, uite, vezi că deja aici e un plot twist. Faptul că o rămas auma pe străzi și, na, probabil trebuie să întoarcă cumva înapoi la... la ăsta, la gunoi, practic, la habar n-am, la așa. Pentru că Selly mereu își face videoclipurile super șmecher, sincer. Gen... El face din chestia asta, din munca asta, care e, băi, plictisitoare și așa, un video destul de plăcut și entertaining. Deci, super șmecher, frate, de asta și prin videourile. Și de asemenea dă și un mesaj fain. Mamă, ce faci, mă, singurii dai? Mamă, și muștar! Vezi că eu sunt supărat pe tine. Da, mă, dar ce vrei, dar pe strada cealaltă... Vedeți că costă mai mult pungaia decât cât ați câștigat azi, băi. Că pe acolo așa se lasă prietenul gunoier la nevoie. N-a văzut că am obosit și eu. Câte gunoaie de-alea să-mi văd? Aoleu. Am știut, mă, că parizerul stai de la tine. Deci tu știi cum miros? De pe strada cealaltă. Prima dată am crezut că vine din gunoi, dar am zis cine aruncă mă așa ceva. Ia uite-l, tată. Vezi să nu dai pe jos, că după aia tu nu-i strângem. Ia uite-l, tată. Ai mâncat tu la restaurantul ăla scump unde mergi tu vreodată și ceva? Mamă, ești nebun cât muștar pune. Îți dai seama cât a avansat relația noastră, Costi? Mai ții minte când am fost împreună pe scenă la tine în oraș, la Medgidia, și toată lumea era Costi, Max, Costi, Max, și noi doi eram împreună pe scenă. Și tot noi doi acum suntem împreună ca boschetari la un parizer. Urcușuri și coborușuri, mă, ce vrei? Exact ca tot. Pot să înțeleg ce-o vrut să zică, da, îmi place cum o zis, ca boschetarii la un parizer. Imaginează-ți să fi mâncat cineva parizer în timp ce se uita la videoul ăsta și-o pus și Costică din clasa 4-a și-o pus și el acolo un parizer cu iaurt, cu păniță și l-au auzit pe Selly că o zis că la un parizer ca boschetare. Bă, eu mâncam mult parizer cu iaurt când eram mic, efectiv îl tăiam, uite așa, cuburi și băgam în iaurt, șmecher, rău de tot. Mai bun decât orice. Nu, cu și coborâșuri. Adevărat. Azi e plin, mâine e gol. Un ketchup n-ai luat și tu. Bun și muștarul, nu zic, da. Bă, dar vrei așa full service, ești nebun, am fost aici la colț. Ideea e simplă, fraților, trebuie să o vizi like-ul la videoclipul ăsta. Adevărat, oameni buni, dați voi like la videoclipul meu, dați-i bineînțeles și lui Selly, pentru că bineînțeles primul link din descriere este la videoul lui original. Dați like la videoclip dacă mai vreți reacții de genul, nu-i gata videoul, însă dați like chiar acum să facem multe like-uri, băi, că așa e frumos. Pentru tot chinul de astăzi și tot chinul care urmează în seria asta, pentru că încă n-ați văzut finalul acestei serii și toate chestiile prin care trecem. Și de fapt nici noi nu l-am văzut, că încă n-am filmat toate episoadele. Like și subscribe acum. Bă, ești nebun cât muștar. Bă, îți dai seama câte chestii au atins pantalonii de pe care i-a luat tu muștarul acum? Te-ai spălat, mă, pe mâini? Da, de 3 ori. Zi, mă, pe mâini, te-ai spălat pe mâini? Cu ce să mă spăl? Nu m-am spălat, nu. Tu? Nici eu. Da, mă, dar cumva, dacă ești gunoier și pe aia faci tu un sandwich de ăsta, bacteriile știu, zic, ok, boss, ești la muncă, știi, și te lasă să mănânci. Am înțeles. E total altceva, înțelegi? Respectă. Ești bacteriile astea, respectă. Da, țin minte lecția asta de la biologie. Asta da. Zic. Să știți că ziua de astăzi a fost foarte mișto, a fost interesantă cel puțin. Nu poți să spui că asta e o muncă atractivă, pentru că nu e neapărat. Dar să petreci o zi lângă oamenii ăștia și să înțelegi mai bine despre ce e vorba în munca asta de gunoier, care nu e una așa pur și simplu. Noi avem nevoie de oamenii care lucrează aici. Am aflat o chestie interesantă, uite, pot să spun asta. Gunoiul trebuie sortat atunci când îl ducem la ghenă. Trebuie gunoiul menajer separat, iar gunoiul reciclabil separat, pentru că ei vin și le iau cu mașini diferite. Iar dacă prin gunoiul pe care noi l-am aruncat și de exemplu el e reciclabil, se găsește și gunoi menajer, ei vor fi taxați, li se face raport și li se confiscă din salariu. Așa că oricum oamenii ăștia nu lucrează pe o gălăgie de bani. Putem să ne gândim la ei în momentul în care ne aruncăm gunoiul de acum înainte. Mi se pare foarte important. Da, mă rog, acum nu este nici vina oamenilor. Deci vina statului și a sistemului, pentru că dacă s-ar băga, frate, lege. Tocmai am avut un voice crack. Dacă s-ar băga lege, frate, că trebuie să ai 3 compartimente, da? Și vine o dată pe săptămână, de exemplu, le ia pe ăsta, ia menajul, o dată pe săptămână ia hârtia, o dată pe săptămână ia plasticul, așa cum este și în Germania și în multe alte țări, de exemplu. Lumea ar face asta, bănuiesc. Nu cred că n-ar face asta, știi? Dar, na. Și o muncă ca toate celelalte, mai presus de orice. Ce viață frumoasă! Bă, mi se pare tare că stai în aer liber, frate. Gândește câte joburi de birou, nasoare există. Și faci și mișcare, faci și mișcare. Adică, ai pus ăsta, ai urcat, ai coborât, ai alea. Te uiți pe gunoaie, îți folosești creierul mai mult așa, te. Și plus că nu știu, mă, cum sunt mesele astea la corporatiști. Cea oia de pari. Omul meu. Și plus că nu știu, mă, cum sunt mesele astea la corporatiști, cea oia de paparazzi. Adevărat. Hai să o facem pe aia lui Beckham. O știi pe aia lui Beckham? Hai, una tu, una eu, să vedem. Primul care o dă, nu mai trebuie să facă. Ce-i bă cu mașina aia acolo în stânga? Facă sortarea. Ce-i cu ea, fără mișto? Ce român are așa ceva, bă, pe bune acum în parcare? Holy shit. Și îmi place cum se joacă acum fotbal printre mașini. Mamă, ia vedeți pe băiatul ăsta cu McLaren aici în Giurești. Da, da, da. Aulou, reclamă, bă. Stai să mă abțin că trece imediat. McLaren, frate, ești nebun, McLaren. Ma. Ia stai, bă, Costică, că te rezolvă băiatul tău. Na, e greu. Ba. Aha. N-avem cum să o mai luăm. Hai să golim asta. Știți dumneavoastră să luăm mingea? Nu mai văzut. Ia uite-mă. A, ok. E nou acum. Ia uite bă că au venit și boomerii să se uite cum se joacă ei fotbal acolo. Pățat! Mulțumim mult să trăiți! Are mă că e simplu, ce dracu faci? Taman acolo lângă mașina lui ăsta s-a pus bă să joace fără mișto. Cum dracu a făcut-o Beckham mă? Aulou! Oh! Bară! Hai că încă una și o... Bă, îmi place cum dau în toate mașinile alea pe acolo. Bă, mă întreb, bă, trebuie să fiu... Bă, deci cred că o vorbi cu proprietarii, nu știu, că... Prea Caterin, că mi se pare cum dau efectiv în fiecare mașină, dau și în McLaren, în ăsta, într-una. Cred că nu-i nici tare mingea, deci cum pare destul de desumflată, deci nu-i baie. Dar, totuși, bă, dai pârna, e rău de tot cele. Lasă, o luăm când mergem acasă. Băieți! Lasă, o luăm când mergem acasă. Fața lui, frate, la modul, pă, ce-ai făcut, mă, nene, mă? Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Băieți, am strâns destule gunoaie prin Bucureștiul ăsta. Din păcate, în continuare e o lume plină de gunoaie, așa că mergem la sortare, pentru că gunoiul trebuie să-l și sortezi. Și cum vi s-a părut tura de azi? Relaxant. Relaxant? Da. Mai lejer, da. Noi, ca colegi, așa ne-am descurcat? Da, binișor, da, v-ați descurcat. Prima zi. Ce zici, Costică? Ce? Binișor, da, v-ați descurcat, nu. No. Să zic, mă, a fost o zi pe cinste. Am lăsat-o pe Theo că avea o cântare la Constanța, a plecat între timp, dar oricum îi mulțumim. Aulă, bă, nu, a făcut și ea outro-ul, măi. Măi, Theo, măi, a avut o cântare la Constanța. Mulțumim pentru prezență, pentru că iar vezi o fată să facă ceva de genul. Mulțumim mult, Theo. Și cu unghiile, bă, băi. Câte gunoaie în militarul ăsta, bă. Și nici nu am luat pe tot, unele încă umblă pe stradă. Doamne, cum arată. Să stai acolo jos, să o arunce puțin. Oh. Bă, bă, iar, de unde am... Când am strâns, da. Aia cu... Serios? Ce, mă, că la mine în camera e mai rău. Deci acum noi trebuie să împingem toate gunoaiele astea până în partea asta, la gunoaiele astea, care sunt luate pe banda asta, vedeți? Și urcă în sus, că doar nu urcă în jos. Asta este folie incolor. Arată așa, mamă, asta nu arată rău. Uitați ce înseamnă să reciclezi, vedeți? Toată chestia asta, care în loc să fie aruncată, este reciclată. Asta ajunge înapoi în fabrică, se face ceva frumos. Ia uitați-vă la carton aici ce avem, băieți. Cartoane. Cartoane, absolut tot ce trebuie. Facem schimb de tură, doamnă, lăsați-o pe mine. Bam, l-am luat, tata. Ia pâinea de la gură, Costi. Bam, l-am luat, ia. Ia uite, am văzut carton. Bă, asta e mingea noastră? Bă, asta e mingea noastră. No, nu-i mingea. Nu-i mingea voastră. Nu, fake news. Stați așa că dau eu acum înapoi. Nu-i mingea lor. Ia stai bă, Costică, că te rezolvă băiatul. Îi dau expose. Nu, nu-i a lor. Nu, vedeți? Nu-i a lor. I-am dat expose lui Selly. Cartonul ăla, vezi că fuge, cartonul ăla! Nu, nu-i a lor. Mă rog, puțină caterinca acolo. Aia e Nike, bă, voi aveați ceva de... Tremur de departe, uite, ia dacă vrei ce citești. Bă, cine a rupat, bă, cartea asta? Cartonul, cartonul! Cartonul, bă! Bă, ești nebun, e destul de insane, sincer, treaba asta, fără mișto. Gen, trebuie să fii destul de pe fază ca să iei totuși să arunci, nu știu, în compartimentul corect și așa... Că vine ăla prin învăluire. Fac ceva gen... Bă, cine-i pe ăsta? Bă, să mor de nu, pe tot videoclipul se află undeva în spate pe acolo și filmează cu camera, fără mișto-i ceva. Nu are cameră, doar nu filmează cu telefonul. Deci, pe bune, cum? De unde a apărut? Că doar nu-i din echipa lui, doar nu-i din echipa lui Selly de cameramani. Efectiv, omul meu peste tot, în orice colț apare, uite așa și bam, filmează cu camera. Îmi stau perfectă cartea asta, mă iau acasă. Deci fiți atenți, când vă cumpărați televizori, polistirenul din televizorul ăla, dacă îl aruncați unde trebuie, ajunge la fabrică și din treaba asta se face izolație pentru brocuri. Tot ce a făcut de bani la asta a fost reciclat până acum. Că n-a fost reciclat, ajunge aici și aici continuește la azi. Deci ce mai e pe aici comandă, nu se... Bă, interesant că și la fiecare job oarecum explică cum se face jobul, explică importanța lui, dă respect, respectă practic persoanele care profesează în domeniu și se pare șmecher, se pare șmecher chiar. După am zis, un mesaj frumos. Ajung direct la azi. De asta vine atunci când aruncați gunoaie să faceți selectiv și să reciclați. Pentru că toate astea poluează, toate astea distrug planeta. Nu știu dacă îmi vine. Toate astea se arde. Tot ce vedeți aici, toți munții ăștia de gunoi, o să fie albi. Dragi prieteni, pentru mine și pentru Costi trebuie neapărat... Bă, îi stă extrem de bine, îi stă extrem de bine rușele în uniforma asta. Neironic. L-aș vedea ca... ca, nu știu, ceva accent în salubrizare. Sincer. Like, din nou. Da, cred că e cam peternate, dar e peternate videoclipul. Bă, un video șmecher, i-am dat like. I-am dat like, merită, sincer. Și de asemenea îți dați și voi like la videoclipul meu. Intră și pe videoul ăsta de pe ecran, deoarece este și el super șmecher. Și abonează-te la canalul meu dacă încă n-ai făcut-o, pentru că cu siguranță te întrebi, bă, de ce eu încă nu m-am abonat la canalul lui Deyu, nu-i așa? Da, abonează-te și ne vedem pe videoul ăsta. Pa, pa!